Băi, vestii, zi-mă cu ce te-am supărat, a? Fiară ce ești? Ești o fiară. Ești o fiară tani. Bestie, nu te forța că rup stâlpul ăla. Stai cu minte. Fiară. Ești dita mai fiară, ești clar. Foai de mine. He, salutări. Am început o tură cu intenția de a merge către Transalpina și cu o mare teamă aceea ploilor care se anunță peste vreo 3 zile. Suntem azi, este joi, 26 septembrie și ceva îmi blochează aici. Așa. Joi și de duminică se anunță că se strică rău timpușorul, vremea. Și sunt azi, sunt cu domnul Bogdan. Sunt cu domnul Bogdan care e în spatele meu. Salutări și pentru domnul Bogdan. Restul găștii n-au mai putut să mai vină, din păcate. Și cum ziceam, încercăm să facem o Transalpina. Vedem dacă reușim să și ajungem. Deocamdată Sorinele cu noi și mâine la fel și poimâine la fel. Așa ar zice prognoza, dar vedem. Deci, let's go. Ah, și bineînțeles, am început cursa asta, era să fim în caz de o fiară la să prin sfârșit de o fiară la intrare în Lidl. Good gracious. Ei, păi suntem prin Făgăraș pe acum, pe unde constatăm că s-a asfaltat mișto. Este 14:40 ceasul. Hai să vedem pe aici. Și... Dai! Așa. Și dăm așa la podul de peste Olt, că intenționăm să facem și noi o căpiță acolo, să punem măsuța și să mâncăm acolo. Și tot acolo să ne uităm și ai 7, 6, 5, 4, 3. Yes. Trecu și Bogdan. Da. Și acolo pe malul Oltului să punem și noi mătuța să halim. Because we need to halim something. Ai, mă, bine că ai ieșit și cu fața mea. Hai, dă-i. Mi-am lăsat fără o pedală. În fine. Așa. Și să băgăm ceva pe instalație. Și acolo să ne uităm și de o cazare. Ce mă deranjează, e cald afară, dar mă deranjează foarte puternic curentul ăsta de aer la urechi. Da. Și ziceam să mergem la podul de la Olt. Și acolo un pic de păpiță. Because it's cute. Asta e cam instalează fomica. And that's not cute. Ok. Hai să-i dăm mai departe. Cu drag și spor. Pentru un loc scump popor. Deci suntem undeva lângă Olt, am încercat noi să ajungem lângă Olt, dar Olt aici e proprietate privată a cuiva. E, lângă Olt e un pic mai încolo, dar sunt, cum ziceam, Olt e proprietate privată a cuiva aici, n-am știut. Și acum suntem la Haleuț, punem de haleu. Cina cea de time, hai să cinăm. E, păi de cât am mâncat, ia uite un gabarit de pășit aici. Și...
Acum, pe sfârșit de cursă, ne-a rupt vântul ăsta. Mai avem vreo 25 de kilometri până la cazarea pe care doar ce am luat-o în Sibiu. Da. Ne dăm mai departe, cu vânt, mult și nașpa. Așa, un picuț de Sibiu acum. Un picuț de Sibiu acum, ziceam. Către cazare. Bă. Am ajuns la Green House Pension, la căzărică, unde sună domnul Bogdan acum și în râcătul pe bordura aia. Dacă am căzut de la etaj după bordura aia. Urmează căzărica și dușulețul și somnica. Let's see. Da, da. Super. Pe dreapta, a zis, hai să tragem și eu. Și o întrebare, aveți o priză pe undeva pe afară să le băgăm și un pic de curent în bateriile astea? Băi, o să tragi. Păi nu, cam cablul lung, nu e problemă, o să tragi din cameră. Super. Camera care este? Ia să vă uiți. Putem să punem acolo? Super! Super! Mulțumim tare!